Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune a Dezbaterilor Istoria. Discutăm astăzi despre primul război mondial și mai exact despre modul în care cinematografia a influențat propaganda din primul război mondial. Astăzi, în platou, alături de mine, l-am invitat pe Dorin Stănescu, istoric și profesor de istorie, și pe colegul meu, Ciprian Pleașu, editor coordonator la Historia.ro. Dorin, primul război mondial, cum a fost pusă cinematografia în slujba războiului sau a propagandei, mai bine spus? Cinematografia, așa cum se cunoaște, era un, să spun așa, un capitol nou în domeniul armatei și nu numai în domeniul armatei, pentru că în 1895 a fost prima proiecție făcută de frații Lumière și practic trecuse doar două decenii. Și primul război mondial a reprezentat uzina, șantierul, ca să spunem așa, unde s-au făcut foarte multe experimente în domeniul cinematografic și aceste experimente i-au condus pe liderii militari la concluzia că cinematograful este fără îndoială un excelent mijloc de propagandă. De aceea, primul război mondial a adus cu sine și o dezvoltare cumva fără precedent a cinematografiei, pentru că pur și simplu s-au făcut foarte multe experimente, dacă se poate filma în aer liber, cum se poate filma, din ce unghiuri, etc., etc. Asta ar fi câteva, acestea ar fi câteva dintre elementele pe care putem spune că cinematografia le dezvoltă în această perioadă. Mai toate armatele care sunt implicate în marele conflict și-au creat la rândul lor servicii cinematografice și servicii fotografice, realizând importanța conservării imaginilor. Pentru că am studiat cam toate documentele emise și de armata franceză și de cea britanică și de cea germană și chiar și cea românească, în care se spunea că rolul acestor filmări este multiplu. Pe de o parte servește, nu se spunea propagandă atunci, pur și simplu servește la, să zicem, ridicarea moralului populației, pe de altă parte servește ca document istoric vis-a-vis de modul cum se desfășoară bătăliile și mai are o funcție foarte importantă realizarea unor imagini direct din vremea războiului, funcția aceea de a arăta care au fost distrugerile provocate de război și prin aceasta cumva de a instrumentaliza demonizarea adversarului. În Franța, de exemplu, așa cum știm, și Franța și Belgia au fost zone de război, iar în Franța au fost foarte multe biserici bombardate de către artileria germană. Ei bine, multe dintre filmările pe care operatorii francezi și operatorii englezi le fac în timpul primului război mondial, pe frontul din Franța în special, sunt biserici. Biserici bombardate de către germani. Și toate aceste imagini care sunt proiectate atât pe front cât și în spatele frontului duc la o demonizare a adversarului și până la urmă la o mobilizare mai bună a populației. Noi trebuie să ne apărăm în fața acestor barbari care n-au niciun Dumnezeu și care pur și simplu distrug bisericile, distrug monumentele istorice, monumente care au o valoare simbolică foarte mare și practic distrug moștenirea noastră, patrimoniul nostru, și prin aceasta încearcă să ne șteargă pe noi ca națiune. Cam acesta este și mesajul, dar și rolul pe care cinematografia militară îl conturează, îl prinde în această perioadă de conflict. Ciprian, în perioada 1914-1916, România este neutră. Pentru atragerea ei în război sunt angajate numeroase resurse. Printre aceste resurse sunt și buletinele informative făcute atât de către puterile centrale, cât și de către Antanta.
Acestea sunt publicate în, și făcute publice în cinematografele din București, unde asistă foarte mulți bucureșteni. Cum interpretează ei toate aceste lucruri? Hai să ne gândim în felul următor. Primele proiecții în București sunt undeva spre sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului al XX. Deci cam atunci avem primele proiecții în București. Deja în zona lui 1914-1916 deja avem cinematografe prin București. Omul mergea la cinematograf, ca să și explicăm procesul, că mulți nu înțeleg, ok, ce se întâmplă, te duceai să vezi acolo film sau te duceai să vezi acolo buletin de știri? Te duceai să vezi acolo pe amândouă. Pentru că intrai efectiv în sala de cinema la un film mut, pentru că vorbim de filme mute, și înaintea filmului, înaintea proiecției filmului respectiv, avea loc această proiecție, hai să spunem, a unui buletin de știri. Și acest buletin de știri îți arăta ce se întâmpla pe front. Și aveai tot felul de imagini. Aveai imagini din Franța, aveai imagini din Belgia, aveai imagini din Rusia, aveai imagini de pe peste tot. Aveai imagini cu armata pregătindu-se, cu armata luptând, cu monumente bombardate, cu tot felul de astfel de elemente. Chiar o să avem la un moment dat niște imagini și mă bucur că colegii noștri chiar s-au documentat în acest fel, astfel încât oamenii să-și dea seama cam ce puteau să urmărească bucureștenii și bucureștenii, că nu numai ei, în momentul în care mergeau la film, mergeau să urmărească un film. Chiar acum avem imaginile și telespectatorii le pot urmări. Chiar acum avem imagine, dacă nu mă înșel, sunt cu intrarea armatei germane în București. Deci inclusiv astfel de imagini erau date nu neapărat în București, că nu avea sens să le dai aici, le dai la Berlin. Astfel și încât să crești moralul trupei de acolo. Și la intrarea trupelor Mackensen în București și cine a filmat. Astfel încât să crești moralul trupei germane. Gândiți-vă că germanii au trecut într-o criză destul de puternică, o criză impusă și de embargoul puterilor aliate care cumva înconjurau frontul, înconjurau Germania, care era motorul războiului pentru puterile centrale, și vorbim aici de Germania pe de o parte și de Austro-Ungaria pe de cealaltă parte, și toate celelalte forțe înconjurau Germania, și astfel de imagini erau date în Berlin, și nu numai în Berlin, Viena, vorbim de orașele importante din Germania, din Austria, din Austro-Ungaria, astfel încât să crească moralul trupei. Uite, am reușit să cucerim și Bucureștiul, în curând nu vor mai fi probleme cu grânele, în curând nu vor mai fi probleme cu alimentarea cu petrol. Deci erau tot felul de astfel de mesaje care însoțeau astfel de imagini. E adevărat, imaginea video are un puternic impact emoțional asupra omului, mult mai puternic decât ai citi ceva, decât a auzi o poveste sau decât a citi un raport pur și simplu sau a citi într-un ziar. Este într-adevăr puternică și fotografia, dar în momentul în care vezi o chestie filmată, cumva ești transpus și participi și tu direct la ceea ce s-a întâmplat acolo. Avem aici o imagine cu Mackensen, chiar în spatele Muzeului Național de Istorie, actualul muzeu pe Calea Victoriei. Acolo este... Dorin, cum erau, că vom vorbi foarte mult, aceste imagini au fost înregistrate de către armata germană. Cum erau organizate birourile de filmare atât în Germania cât și în Austro-Ungaria? Am să fac, înainte de a vă răspunde la întrebare, am să vă fac o completare și am să vă spun că între 1914-1916, în perioada de neutralitate a României, se dă o bătălie pentru atragerea României de partea Antantei sau a puterilor centrale, inclusiv în planul cinematografic. Dacă aceste jurnale de actualități, cum se numeau la vremea respectivă, sunt difuzate, sunt cumpărate de către proprietarii cinematografelor de la casele de film Gaumont sau Pathé, pur și simplu, la un moment dat, germanii, când văd că încep să piardă teren, oferă aceste jurnale de actualități, le oferă gratuit cinematografelor române, numai că reacția publicului
român care este, care la vremea aceea era, așa cum știm, un public filoantantist, este o reacție foarte dură. Aceste proiecții filmate de către germani sunt fuierate, se aruncă cu roșii sau cu ouă în ecran și în cele din urmă patronii, proprietarii acestor cinematografe renunță la a mai difuza filmările oferite de către germani. Acum, revenind la întrebare, necesitatea realizării unui serviciu cinematografic al armatei a fost realizată pentru prima dată de către germani. Oscar Mester era proprietarul unui cinematograf mare din Berlin, dar în același timp avea și alte afaceri în zona aceasta a cinematografiei și el este cel care propune guvernului german un proiect prin care operatorii săi să primească acceptul de a filma în zona frontului și aceste imagini să fie difuzate, evident, în scopuri propagandistice. Germanii sunt cei care organizează primii acest serviciu cinematografic al armatei. După aceea, exemplu este preluat, să spun așa, de către francezi, care în 1915, la rândul, creează acest serviciu și acest serviciu va avea, serviciu cinematografic al armatei franceze, va avea un rol important inclusiv în spațiul românesc, pentru că ei ne vor ajuta la un moment dat în organizarea propriului serviciu al armatei române. Despre organizarea serviciului cinematografic al armatei germane, cât și al armatei austriece, informațiile le avem dintr-o sursă, să spunem așa, de primă mână. În Arhiva Națională de Film există un manuscris al unui operator pe nume Iosif Bertok. Acesta era cetățean la vremea, în timpul războiului, era cetățean al Imperiului Austro-Ungar, el este de etnie maghiară și la un moment dat întâmplarea face, el rămâne în România și după primul război mondial, evident Transilvania devine parte a țării noastre și lasă un astfel de manuscris în care povestește activitatea sa în timpul războiului. Și aici el povestește inclusiv modul cum erau organizate aceste servicii cinematografice. Spre exemplu, a existat o colaborare între cele două servicii militare ale servicii cinematografice, ale armatei germane și ale celei austro-ungare. Era un jur de 40 de operatori de cinematograf. Erau coordonați de un centru și fiecare primea misiuni unde să plece. Spre exemplu, dacă vreți să discutăm pe larg despre filmarea intrării trupelor germane în București, această filmare și imaginile pe care le-ați văzut mai devreme au fost făcute conform relatărilor din manuscrisul lui Iosif Bertok de către acesta. El a primit misiunea să plece de la Viena, unde era sediul central al serviciului cinematografic al armatei austro-ungare, a primit sarcina să plece, i s-a spus te duci și faci o filmare în Balcani. Fiecare operator de cinematograf, fiecare operator de cinematografic, nu de cinematograf, scuze, fiecare astfel de operator era însoțit de către un ofițer de legătură. Acesta se ducea și în baza acreditării pe care o avea, discuta în zona unde trebuia să fie făcută filmarea, discuta și obținea toate aprobările necesare și practic ușura procesul de filmare. Ei bine, acest Iosif Bertok a plecat undeva prin luna octombrie 1916, a plecat de la Viena, a plecat însoțit de un bagaj de aproape o tonă de materiale. Din câte povestește el, a plecat și a făcut niște filmări întâi în Bulgaria, inclusiv trecerea trupelor germane spre România. După aceea a ajuns în București și a fost cel care a filmat, dar a și fotografiat intrarea lui Mackensen în București.
după ce iar anul următor, în 1917, acestea sunt imagini din 1917 de la vizita Kaiserului în România, pe care aș dori să le comentez, că a fost atât la Sinaia, cât la Câmpina, Constanța. Vis-a-vis de... Am făcut o investigație, pentru că fiind ploieștean, m-au interesat câteva elemente legate de istoria cinematografiei din Ploiești. Ei bine, primele imagini filmate în Ploiești au fost făcute de către armata germană, într-un filmuleț intitulat Vom predeal Ploiești, de la predeal către Ploiești. Ei bine, acest filmuleț, din păcate, s-a pierdut. Însă, serviciul cinematografic al armatei germane a realizat, într-adevăr, în România o serie de filmulețe de scurtă durată. Printre acestea s-au aflat și cele legate de vizita Kaiserului. Kaiserul a venit în România, sigur, a vizitat zona petrolieră de pe Valea Prahovei, care era foarte importantă, iar acolo avem, așa cum vedeți, avem câteva imagini din ale unor sonde, acestea tocmai fuseseră, să spun așa, reabilitate de către germani cu mari eforturi, pentru că, așa cum știm, la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lui decembrie, până pe 5 decembrie, întreaga Valea Prahovei a fost, întreaga industrie de pe Valea Prahovei, industrie petrolieră, a fost distrusă, a fost incendiată, tocmai pentru a nu lăsa ca aceste resurse să pice în mâinile germanilor. Cu mare eforturi, a durat cam 6 luni de zile până au repus industria și tocmai de asta îi arătau Kaiserului modul cum germanii exploatează, au reușit în cele din urmă să exploateze resursele bogate de petrol pe care România le avea. În același timp, Kaiserul la un moment dat a fost în preajma zonei de front de la Mărășești, a ținut să vadă zona unde au fost acele chiar acum avem imagine, vestite, exact, acele vestite lupte din vara anului 1917. Și mai este ceva, el a mai făcut o vizită, sigur aici se vorbește ceva de cred că este de Mackensen când trece Dunărea. Dunărea. Așa. Vreau să vă spun că la un moment dat, Kaiserul a fost inclusiv la Curtea de Argeș și s-a recules la mormântul regelui Carol I. Era cumva un gest cu, să spun așa, cu reverberații simbolice. Părea a fi o palmă dată lui Ferdinand, care n-a știut să fie un bun german, așa cum a fost regele Carol I, care totuși a ținut țara în neutralitate și, în fine, nu a băgat-o în acest război împotriva Germaniei. Toate aceste filmări pe care armata germană sau armata austro-ungară le-a realizat, într-adevăr, aceste filmări au fost rulate în țările puterilor centrale, dar inclusiv în state neutre. Un scandal extraordinar s-a stârnit în 1917, când prin filtru cenzurii cinematografiei americane a scăpat un jurnal de actualități intitulat Mackensen zdrobește România, ceva de genul acesta. Pentru că statele Antantei aveau interesul ca astfel de informații să nu intre în atenția publicului german, să nu se cunoască pe undeva realitatea aceasta. În fine, filmul a fost retras și, așa cum știm, Statele Unite aveau să intre în cele din urmă în război de partea Antantei. Aici sunt imagini de la întâlnirea dintre Kaiserul Wilhelm și împăratul Ferdinand, regele Ferdinand al Bulgariei.
Da, a fost un turneu diplomatic interesant al Kaiserului. Apropo de aceasta, un detaliu interesant este că el nu a refuzat să doarmă în reședințele care au fost puse, oferite de către autoritățile germane din spațiul românesc, și tot timpul a dormit în vagonul imperial al trenului care l-a adus aici. Din păcate, dacă discutăm despre ce filmări a realizat armata germană, în special în spațiul românesc, foarte multe dintre acestea s-au pierdut. Este să spunem, este cumva un miracol că o astfel de filmare cu intrarea trupelor române în trupelor germane, scuzați, în București s-a păstrat. Pe catalogul arhivei istorice de la Berlin sunt foarte, foarte puține pelicule din perioada 1914-1919. Foarte puține pelicule au fost salvate de la bombardamentele distrugătoare din 1944. Este lăudabil în același timp că aceste filmări au fost, să spunem, prelucrate și adaptate pentru a fi oferite gratuit acum la un secol și, putem spune, un secol și ceva de la declanșarea Primului Război Mondial. Astfel de, pentru iubitorii și cei interesați de istoria cinematografiei ei și de această poveste a filmelor realizate, filmărilor realizate în Primul Război Mondial, și Casa Pathé a pus în momentul de față, se poate accesa, și sunt filmări realizate în acea perioadă. Inclusiv, și aici este un lucru extraordinar, inclusiv Arhiva Națională de Film a României a accesat fonduri europene și există un proiect European Film Gateway în care sunt câteva dintre filmările din acea epocă, au fost adaptate, digitalizate și pot fi vizionate gratuit, evident, pe internet. Ciprian, aceste imagini vor produce, cel puțin în rândul țărilor din puterile centrale, un impact foarte mare. Să ne gândim puțin că în 1916, din septembrie până în decembrie, practic Germania și Austro-Ungaria zdrobesc România, România suferă mai multe înfrângeri, autoritățile se retrag la București. Aceste imagini filmate în București cu soldații germani și soldații austro-ungari vor avea un puternic impact psihologic, și nu doar în rândul puterilor centrale, ci, așa cum spunea și Dorin, în Statele Unite, unde a scăpat acel jurnal de știri. Da, într-adevăr, aceste imagini sunt destul de puternice până și astăzi. Stăm și mă gândeam că cumva, slavă Domnului, că la momentul acela erau mai puține probleme legate de drepturile de autor. Pentru că astfel de imagini nu ar fi scăpat dacă ele ar fi avut drepturi de autor și ar fi rămas doar în Arhiva Națională Germană. Pentru că o parte dintre ele au putut să fie reconstituite ulterior din copii făcute și uitate prin diverse alte orașe care nu au fost atât de puternic bombardate. Și spun chestia asta de ce? Pentru că sunt foarte multe filme vechi. Cel puțin la început, ca să înțeleagă publicul care ne ascultă, la început exista o practică. Acele bobine de film pe care le aveau la dispoziție puteau să fie refolosite, efectiv șterse și refolosite. Scriei exact cum se întâmpla la un moment dat cu casetele, puteai să scrii peste fosta melodie, scriei altă melodie. La fel și în cazul ăsta, scriei altceva, altă bucată de film peste, și erau refolosite. Nu aveam nici ideea de drepturi de autor odată, pe de o parte, și pe de altă parte nici ideea de unicitate și de a păstra unicitatea acelui film sau acelei proiecții pentru eternitate. Se gândeau că sunt doar niște buletine de știri care nu contează în acel moment, sunt importante în acel moment și ulterior nu mai sunt atât de importante. Și o parte dintre ele, din păcate acele bobine au fost refolosite. Unele au avut mare noroc să fie uitate sau eventual uitate în arhive de film sau în diverse locuri care nu au fost bombardate în al doilea război mondial sau chiar în primul război mondial, în momentul în care s-au repoziționat forțele.
Și în contextul ăsta avem norocul să mai găsim astfel de bucății. Aduc aminte celor care ne urmăresc că de multe ori pe diverse filme mai vechi s-au găsit bucăți, diverse filmulețe de astea, bucăți de film rămase dintr-un astfel de grupaj de știri. Deci aveai filmul nou făcut prin anii 30-40 și la coadă avea o bucată sau la început avea o bucată dintr-un astfel de reportaj. Deci tot felul de astfel de ciudățenii găseai pe rolele foarte vechi. Și atunci, cumva din aceste bucăți mai vechi, ai reușit să recompui niște imagini absolut extraordinare, adică să vezi cum arată catedrala de la Curtea de Argeș în 1917. Este extraordinar să vezi cum au ajuns germanii acolo, cum a venit Kaiserul în România. Adică sunt lucruri despre care, într-adevăr, din punct de vedere istoric le cunoști, le ai documentate, dar este altceva în momentul în care ai și imaginile filmate. Sunt niște chestii extraordinare și de foarte mare impact, că despre asta discutam, vorbeam de impactul pe care îl pot avea aceste imagini. Și astăzi au un impact foarte puternic asupra noastră. Gândiți-vă ce impact ai putut să ai în contextul în care tu erai în război cu o anumită putere de acolo. Deci impactul era foarte puternic și de asta Dorin spune, ok, publicul american s-ar fi putut teme la un moment dat. Ia uite, nemții au zdrobit România. Nu poți să dai astfel de informații și mai ales la început, când oamenii nu fac atât de mult diferență. Astăzi suntem cumva obișnuiți, suntem bombardați din toate părțile de video, de imagini, de text. Cumva am învățat să avem o sită mult mai fină și să cernem anumite informații, inclusiv aceste informații video. Atunci oamenii erau foarte puternic impactați de ceea ce vedeau și cumva rămâneau în mintea lor aceste imagini mult mai puternic decât ne rămân nouă astăzi. Imagini care de altfel ne-ar putea traumatiza. Ne gândim la protestele care au avut loc zilele trecute și care îți pot oferi niște imagini pe retine să-ți rămână mulți ani de zile în cap. Dar aminte astfel de imagini pentru niște oameni care nu aveau o sită, nu aveau niște cunoștințe, nu erau pregătiți în acest fel. Și Dorine, te rog să ne spui povestea celui care a filmat aceste imagini, pentru că el va ajunge să trăiască în România și are o poveste destul de interesantă și captivantă. Sigur, am să fac o completare la ceea ce a spus Ciprian mai devreme. Probabil unul dintre cei mai cunoscuți cameramani ai primului război mondial a fost un englez, Geoffrey Mullin. El este cel care a filmat bătălia de pe Somme. Și în 1921 el și-a publicat memoriile într-o carte intitulată Cum am filmat războiul. Relatează că la un moment dat se duce pe front și începe să filmeze scene de luptă. Și vine la el un ofițer și îi spune, cum, dumneata filmezi lucrurile astea? Eu am crezut că sunt regizate, eu n-am crezut că sunt reale. Deci lumea, ca să vedem cum era perceput cinematograful, meritul acestui, ca să-mi continui paranteza, meritul acestui cameraman englez a fost extraordinar, pentru că în filmul Bătălia de pe Somme, el a prezentat realitatea conflictului, dar o realitate dură. A arătat soldații răniți, a arătat morți. După ce s-a făcut această proiecție, s-a învățat lecția și filmele au început să fie cenzurate sever astfel de scene, pentru că el a arătat realitatea războiului. Chiar nota la un moment dat, zice, păcat că lipsește sunetul ca publicul să poată auzi și bubuiturile înfricoșătoare ale tunurilor. Închidem această paranteză despre Iosif Berto, ca de altfel și despre ceilalți doi români care au filmat în spațiul acesta al primului război mondial de pe frontul din România. Povestea lui Iosif Bertok este interesantă. În primul rând, discutăm de niște oameni care sunt pasionați, care sunt fascinați de cinematograf. Așa cum spuneam, cinematograful avea nici două decenii. Când, în 1914, când a început primul război mondial, era încă o noutate. La un moment dat, unul dintre memorialiști spune, zice, în acel moment nici nu era considerată cea de-a șaptea artă, ci era considerată mai mult ca o chestiune de bâlci. Deci era ceva țipător, de divertisment.
aceasta era cinematografia, dar sunt câțiva tineri care sunt pur și simplu fascinați de acest domeniu și ei fac un lucru la vremea respectivă care le arată pasiune. Ei se duc și fură meserie, pur și simplu stau pe lângă cei care proiectează acele filme în sălile de cinematograf, multe dintre ele improvizate. Să nu credem că aveau confortul pe care îl avem noi astăzi în marile cinematografe. Pur și simplu, ei stau, fură această meserie și la un moment dat sunt întâmplări care le oferă șansa de a se vedea puși în fața unui aparat și de a filma. Acest Iosif Bertok, lucrul ăsta, experiența asta o trăiește. El își începe cariera întâi ca ucenic în studioul unui fotograf din Timișoara și întâmplarea face că acolo vine în Timișoara, sosește o astfel de caravană care făcea proiecții prin orașe, deci era un fel cum este circul, da? Care făcea astfel de proiecții dintr-un oraș în altul și profită de momentul că acolo se ivește oportunitatea de a filma și pleacă cu această companie. Este momentul în care el pur și simplu își începe ucenicia, începe să filmeze diverse scene, pentru că publicului de la acea vreme, cum să vă spun, subiectele pe care le vizionau nu erau niște subiecte complexe. Era suficient să arate, spre exemplu, Dunărea, să filmeze 2-3 minute Dunărea sau să filmeze Munții Carpați sau să filmeze orice, o clădire din orașul respectiv. Totul era noutate. Fac o paranteză. La un moment dat, la un cinematograf din Brăila, prin 1911-1912, se prezintă o proiecție cu imagini de pe Calea Victoriei. Printre acei trecători care sunt imortalizați de camera de filmat, se află și câțiva brăileni. Ei bine, cei din sală încep pur și simplu să uite-l pe Ionescu, pe Popescu. Deci se creează o astfel de interacțiune. Acesta este cinematograful și modul de receptare. Deci este ceva de amuzament. În 1914, Iosif Bertok se căsătorește și culmea este că se căsătorește fix în ziua în care începe Marele Război. Evident că este încorporat și până în 1915 se află pe front, nu intră deja în conflict, nu participă la lupte, dar este instruit pentru așa ceva. În 1915 norocul lui este că armata austro-ungară trimite Marele Stat Major, așa, trimite o circulară către toate unitățile și în care solicită următoarea chestiune. Toți oamenii care se pricep să filmeze și să fotografieze, care în viața civilă au avut această meserie, să se prezinte de urgență la Viena. El este primul care sosește acolo, fiindcă regimentul lui se afla la doar 20 de kilometri de Viena. Este primul și cumva are un rol important în această organizare a serviciului cinematografic. El dă o probă în fața unui general, în sensul că filmează un vapor pe Dunăre, face această proiecție și începe să strângă în jurul lui aparatura de care era nevoie, până când este numit un ofițer, un colonel, care este responsabilul acestui birou. Să știți că peste tot armata nu a fost dotată cu astfel de camere de filmat și cu tot ceea ce presupunea prelucrarea în laborator, a imagini și așa. Ca urmare, toate aceste echipamente sunt rechiziționate și aduse la centru și ulterior oferite celor care au primit această misiune de a filma sau fotografia în zona frontului. Timp de un an de zile, povestește el, au venit cam 40 de oameni și aceștia au fost instruiți, el și cu încă doi operatori le-au arătat cum se filmează, că, deși declaraseră că se pricep, nu aveau chiar aceste cunoștințe. Și abia în 1916 armata austro-ungară începe să filmeze, iar Bertok este cel care face această filmare. Sigur, după război, el revine
la vechea sa ocupație de proiecționist de filme și are șansa la un moment dat de a lucra cu marile nume ale cinematografiei românești. Participă la realizarea câtorva filme prin anii 20. În 1940 Bertok pleacă în Ungaria, la Budapesta. După război se întoarce în România, își deschide un atelier de fotografiat. Acest atelier este naționalizat de către autoritățile comuniste și rămâne până la sfârșitul vieții, trăiește dintr-o pensie modestă și la un moment dat chiar își închide aceste memorii spunând: trăiesc astăzi ca un milionar al timpului, cu tristețea de a vedea că în țara noastră sunt așa de multe aparate noi și moderne și eu nu pot să le utilizez. Dacă timpul ne permite, aș mai spune câteva lucruri. Ce se filmează pe front? Cum se filmează și de ce se filmează? Sigur, astăzi pentru noi este foarte ușor să filmăm. Folosim telefonul mobil, filmezi sus, jos, stânga, dreapta, fără nicio problemă. Deci nu mai este un lucru foarte, foarte complicat. La vremea respectivă trebuie să ne gândim că tot ceea ce însemna cameră de filmat, laborator de developat, de montat filmul, era mult mai complicat. Spre exemplu, existau două tipuri de camere, Dobry și Ernemann. Camera Dobry era proiectată de un francez și avea o rolă, o casetă, ca să-i spunem așa, o casetă de 120 de metri. Pe 120 de metri de film însemnau cam 4 minute. Practic aveai odată constrângerea că nu poți să filmezi decât 4 minute. Camera era fixată pe un trepied și nu puteai să o rotești stânga-dreapta, ci aveai doar imaginea în față. Asta era o constrângere. O altă constrângere era legată de faptul că trebuia să fie o lumină foarte bună, trebuia să fie soare. Dacă era nor sau, de exemplu, fumul produs de tragerile artileriei obturau vederea, imaginea nu mai avea calitatea care să-i permită după aceea expunerea în fața unui public. Și mai era un lucru, operatorul de pe front era o țintă predilectă a inamicului. Din acest motiv, foarte multe dintre filmările care sunt realizate, cred că excepția o face acel englez pe care l-am evocat mai devreme, care a avut curajul nebunesc de a se duce la o distanță foarte apropiată de dușman, undeva de 60-70 de metri, dar lucrul ăsta, după cum mărturisește, era să-l coste viața. Ei, și din acest motiv, majoritatea filmărilor realizate în timpul Primului Război Mondial și mă refer de către toate serviciile cinematografice ale armatelor beligerante, majoritatea acestor filmări, în primul rând, nu prea surprind dușmanul. Dușmanul este reprezentat doar de o artilerie care trage înspre camera de luat vederi. Sau dușmanul este reprezentat de către coloanele întregi de prizonieri care sunt filmate. Dușmanul mai este reprezentat și prin acele distrugeri pe care le face în ca urmare a bombardamentelor. În schimb, majoritatea filmărilor conțin parade, decorări, vizite ale suveranilor, ale generalilor, ori artileria trăgând. Tocmai am avut niște imagini foarte interesante. Erau refugiați care se retrăgeau spre Moldova, date de colegii noștri din regie. Ciprian, aceste imagini după Primul Război Mondial se pierd, cum bine a spus și Dorin, ai spus și tu, iar noi la istoria ne-am confruntat cu multe probleme în a găsi fotografii cu armata română pe frontul Primului Război Mondial. Sunt destul de puține. Ce se întâmplă? Unde, de ce s-au pierdut? Și... Păi, în primul rând, avem un nou conflict la nici 30 de ani, 20 și
un pic de ani de la momentul 1918, deci în finalul primului război mondial, la 22-23 de ani începe un alt conflict și asta înseamnă bombardamente, asta înseamnă anumite poziții cheie din orașe cheie au fost bombardate și acolo se aflau de cele mai multe ori arhive de film. După aia mai există o mare problemă. Spre exemplu, Europa aceasta de Est a picat sub comunism. Există mărturii foarte clare, cel puțin în ceea ce privește Arhiva noastră națională de film, că la un moment dat, la Buftea, se acționa chiar cu toporul asupra bobinelor de film. Mai este o poveste foarte interesantă, imediat după al doilea război mondial, era Arhiva Națională de Film, era undeva în centrul Bucureștiului, Iulius Mazaric, Fucic, în zona aceea, adică fix în centrul Bucureștiului, erau cele mai multe role de film acolo. Într-o noapte a fost un incendiu și au început să zboare rolele de film în toate direcțiile. Și atunci autoritățile comuniste, înainte să se apuce să facă Arhiva Națională de Film, s-au gândit că cel mai bine ar fi să le ducă naibii departe, cât se poate de departe de centrul orașului. Și chiar asta a fost intenția și l-au dus, ia ghiciți voi unde, la Fortul 13-14, la Jilava, și l-au băgat într-o ciupercărie. Acolo este foarte jilav, foarte umed peste tot și acolo au depozitat și acele role de film, special să nu mai se întâmple tragedia care s-a întâmplat imediat după al doilea război mondial. Din păcate, multe dintre rolele vechi de film au mucegăit și n-a mai putut să mai fie recuperat nimic de acolo. Apoi, toți anii aceștia ai comunismului au însemnat și epurări ale rolelor de film. Tot ceea ce a însemnat regalitate, tot ceea ce a însemnat, nu știu, nu vă imaginați că intrarea trupelor victorioase române în București nu a fost filmată. A fost filmată, s-a pierdut acea filmare. A fost fotografiată. Multe dintre acele fotografii le regăsim astăzi cu litera S pe ele, pe undeva pe la Muzeul Militar, încă mai găsești. Și cei care ne urmăresc și cei care au mai cumpărat istorie au văzut în numerele trecute, inclusiv fotografii din acestea cu semnate cu S de pe frontul de Est. Frontul de Est a fost un subiect super sensibil și toate fotografiile, toate imaginile au fost clasate la secret, tocmai din cauza faptului că nu era ok să vorbești despre lupta românilor împotriva marelui prieten de la răsărit a URSS-ului. Deci avem foarte multe calamități, dacă vrei, dincolo de cele naturale, dincolo de faptul că se pierde aceste role, că nu le imprimi odată și sunt pentru vecie, ci calitatea lor se pierde în timp, pentru că materialul de pe care au fost puse nu este un material extraordinar, el își pierde calitatea în timp. Aduceți-vă aminte cu fotografiile acelea vechi pe care le avem acasă. La început ele arată într-un anumit fel, dar ulterior se degradează. Este firesc să se întâmple treaba asta. Deci, dincolo de timpul la care sunt expuse aceste role de film, mai avem o grămadă de calamități. Vorbeam de incendiu, vorbeam ulterior de calamitatea faptului că am intrat într-un regim care și-a dorit epurarea anumitor elemente care ar putea să-i dăuneze. Inclusiv a istoriei. Inclusiv a istoriei. Și atunci cumva încerci să triezi toate informațiile de genul ăsta și în momentul în care te apuci să le recompui, ți-am spus cum mai reușești să le recompui. Reușești să găsești diverse bucăți filmate și păstrate întâmplător pe anumite filme, scrie acolo filmul, nu știu care, nu îl interesa neapărat pe cel la cenzura comunistă și întâmplător găsești la începutul filmului sau la sfârșitul filmului. Caterina Teodoroiu e un bun exemplu, filmat în 1930, care sunt inserate colaje cu imagini filmate pe frontul de la Mărășești. Da. Sunt inserate și așa s-a păstrat bucăți din ceea ce s-a întâmplat la Mărășești. Adică ai tot felul de astfel de elemente și că ar trebui cumva să încerci să digitalizezi întreaga arhivă de film astfel încât să poți să vezi ce este acolo. Încă sunt bucăți pe care, încă sunt role care nu au mai fost umblate de ani de zile în ele și nu știu exact starea în care se află, cum se află acele role. Deci sunt foarte multe discuții și acolo ar trebui într-adevăr multe investiții ca să poți să aduci această istorie filmată, să o aduci la lumină. Pentru a termina într-un mod și mai negativ, Dorin, tu cunoști foarte bine modul în care s-au organizat francezii pentru a
a comemora, aniversa 100 de ani de la ceea ce s-a întâmplat în primul război mondial. Nu crezi că pentru România împlinirea unui centenar de la Marea Unire nu ar fi trebuit să fie un mijloc extraordinar pentru a face mari campanii adresate populației, de a strânge obiecte din primul război mondial, fotografii, jurnale? În România este liniște. Cunosc foarte bine activitatea francezilor. M-au întâlnit de două ori cu Joseph Zime, cel care coordonează Mission Centenaire. Într-adevăr, să știți că în România, din păcate, acel departament centenar, care a fost înființat de către premierul Dacian Cioloș, nu a fost lăsat să-și ducă la capăt misiunea pe care a primit-o. Astfel de proiecte le gândisem acolo. Din păcate, știm cu toții ce se întâmplă. Este pur și simplu o rușine, ca să nu spun o tragedie. Ceea ce s-a făcut pe linie de centenar în spațiul românesc nu reprezintă un efort centralizat și coordonat cumva de către autoritățile românești, așa cum se întâmplă în Franța, în Anglia și în alte state. Ei bine, sunt pur și simplu numai acțiuni ale unor entități neguvernamentale sau au încercat câteva dintre instituțiile culturale. Muzeul Național de Istorie, Muzeul Militar Ferdinand I, care a pus la dispoziția publicului acele fotografii ale primului război mondial. A mai existat acel proiect mare european, în care știu că a coordonat cineva de la Biblioteca Academiei Române, a coordonat acea campanie de strângere de obiecte, scrisori, imagini rămase de la cei care au participat la eveniment, și acestea au fost digitalizate și puse pe european. Din păcate, nu există, cum spuneam, un efort centralizat. Centenarul însemna educație. Ori ca să faci educație, trebuia să investești bani pentru acest lucru. Modelul francez cred că era unul bun pe care l-am. Știți, mă gândesc uneori că suntem cumva în aceeași situație la 100 de ani. Acum 100 de ani au trebuit să vină francezii să ne sprijine, să ne reorganizăm, și armata română a renăscut și a dat măsura eroismului său și a dârzeniei în a-și apăra țara. Noi acum am fi avut nevoie poate de aceeași coordonare de la francezi. Francezii au fost disponibili, noi nu. Au găsit la București o ușă închisă. Universitățile au mai încercat să facă și ele câte ceva, dar lipsa de bani nu le-a fost. Deci Arhiva Națională de Film a reușit cumva să mai aducă câteva din imaginile astea, să le pună, dar foarte puține. Nu, s-au păstrat cam în jur din câte știu, cam 150 de minute de filmări din epoca, să spunem, de la 1906 și mergând până în 1919. Este meritul lor că au reușit să obțină acele fonduri europene și să pună pe European Film Gateway cele câteva filme care s-au făcut. Dar la fel de bine, Arhiva Națională a Cinematografiei Românești avea cele trei manuscrise ale operatorilor care au filmat primul război mondial, și acestea ar fi trebuit să fie publicate și redate în circuitul cultural. Ai spus foarte bine despre rol, ai punctat foarte bine rolul pe care universitățile ar trebui să-l poarte în educația publicului. Din păcate, universitățile sunt total absente din spațiul public și, mai grav, sunt total absente din zona de cercetare. Tot mai puține față de ceea ce se întâmplă în țările din Occident. Tot mai puține se implică în cercetare, tot mai puține universități creează specialiști adevărați și care să fie căutați în Occident. Ciprian, vorbim despre istorie și despre cazul istoriei. Și la noi s-a întâmplat același lucru. Au fost inițiative mai mult particulare pentru a cerceta istoria primului război mondial. Dacă facem doar un scurt rezumat al lucrărilor pe primul război mondial, cele generale, sunt doar trei cărți. Una publicată de Constantin Chirițescu în perioada interbelică, a doua publicată de Petre Otu, dar publicată în foarte multe volume și foarte mici, iar a treia lucrare a unui istoric străin, Glenn Torrey. Și mai este istoria mai este acea istorie publicată la Editura Militară, România în anii primului război mondial. Practic, Un
Așa atât. Universitățile din nou sunt absente și facultățile de istorie din toate acestea. Problema este destul de mare în momentul în care tu ca și guvern ai tăiat banii la cercetare și i-ai dus în orice altă parte, eventual oriunde ai putea să-i cheltui mai ușor și mai liniștit decât într-o zonă care ar putea să-ți producă în viitor, pentru că, într-adevăr, cercetarea nu-ți produce astăzi nimic, nu-ți asigură voturi pentru mâine. Cercetarea s-ar putea să-ți producă în viitor, lucrări, să-ți producă produse, invenții și alte chestii, dar chestiile astea este o investiție în viitor, nu este o investiție în ceva ce urmează să se întâmple mâine sau să obțină voturi anul viitor, în momentul în care partidul meu urmează să, din păcate, intrăm într-o zonă politică care nu cred că și are rost în momentul de față și care, din păcate, am folosit acest cuvânt de prea multe ori, dar este cazul. În anul acesta centenar ne arată că noi, de fapt, nu am sărbătorit nimic până acum, sau nu prea mult față de alții. Hai să ne gândim. În Franța s-a făcut un dita mai muzeu acolo unde au avut loc manifestări foarte mari. Au fost publicate enorm de multe cărți. Enorm de multe cărți, conferințe. La noi, în afara faptului că am tras anul trecut n-a trecut niciun an, am tras anul trecut de autoritățile române să manifeste și ele, noi la istorie, am tras de ei să manifeste câte ceva în momentul în care sărbătoream bătălia de la Mărășești, aniversam bătălia de la Mărășești, la Mărești, în primul rând, pentru că era bătălia în care armata română a câștigat ofensiv și nu defensiv, și apoi Mărășești și Oituz, când defensiv iar am reușit să rezistăm. A fost o întreagă liniște pe acest subiect. O întreagă liniște și anul trecut făceam emisiuni și spuneam, ok, nici președinția nu este în stare, nici guvernul nu este în stare, nici Ministerul Afacerilor Interne, nici Ministerul Afacerilor Externe, nimeni nu este în stare să iasă cu o declarație. Puteau să se invite, ambasadorii statelor beligerante, puteau să aibă un moment de reculegere. Liderii politici din statele beligerante. Da, până la urmă s-au întâlnit la Mărășești și nu știau cum să țină de colivă. Dorin, un ultim cuvânt? Totuși, această tristă emisiune? Nu cred că este o emisiune tristă. Este doar, știți, modul cum am sărbătorit noi centenarul sau cum nu l-am sărbătorit, este un exemplu pentru generația viitoare. Și cred că ar trebui să încercăm să privim cumva optimist. Chiar dacă, în momentul de față, nu avem o școală care să studieze istoria Primului Război Mondial, și lucrul ăsta se întâmplă în primul rând pentru că lipsesc banii. Universităților le lipsesc banii. Să știți că au apărut totuși lucrări la Cluj, au apărut lucrări și la București de istorie. Sunt numai că sunt puține și singulare, particulare. Gândiți-vă câți bani s-au tăiat universității din București anul acesta, numai anul acesta. Și cu asta am spus totul, nu poți să faci cercetare, așa. Dar ce pot să vă spun eu este că putem să învățăm din lucrul ăsta. Putem să creăm o școală de istorici care să studieze prima jumătate a secolului al XX-lea în spațiu românesc. Și această generație, această școală să producă o generație care să fie capabilă să ducă dialogul științific la nivel european. Noi, apropo de asta, am fost cam absenți din dialogul științific, din dezbaterea internațională legată de Primul Război Mondial. Eu sper totuși că va exista până la urmă această inițiativă de înființare a unei școli, cum să zic, nu instituțional, în sensul creezi o școală de nu știu ce, dar vor exista laboratoare în care doctoranzii, masteranzii, cercetătorii postdoctorali să studieze istoria României, Primul Război Mondial și cel de-al doilea Război Mondial, să le studieze în legătură. Atunci când vom avea o astfel de generație care va fi pregătită să poarte un dialog la nivel european cu omologii lor, o generație care să scoată pe piață lucrări științifice care să fie citite de către întreaga populație, cu siguranță lucrurile se vor schimba. Eu cred că lucrurile astea se vor schimba. Guvernul ăsta nu o să stea la infinit la putere. Poate va fi ceva mai bine, nu se știe. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. În speranța unui viitor mai mult și cu această speranță, vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă emisiune a Dezbaterilor Historia. La revedere!